Românii află în sfârșit cu cât li se scumpește viața. Premierul Marcel Ciolacu le-a prezentat celor din PSD forma finală a pachetului de măsuri fiscale, cea pentru care va merge în Parlament să-și angajeze răspunderea. Mergem chiar acum la Cătălina Mănoiu să aflăm detalii despre acest document și despre măsuri. Cătălina, bună dimineața! Bun găsit! Măsurile fiscal-bugetare care sunt pregătite de guvern au fost deja puse în dezbatere publică și ele vor fi asumate prin angajarea răspunderii în Parlament. Asta înseamnă că premierul merge cu mandatul pe masă. Dacă aceste taxe se adoptă de Parlament și nu se depune o moțiune care să fie votată, atunci premierul își păstrează mandatul și totodată noile reglementări fiscal-bugetare intră în vigoare. Trebuie să vedem de asemenea care sunt schimbările pentru angajații. Potrivit actului pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor, toți angajații vor plăti contribuția la sănătate de 10%. Vom asista la o creștere a salariului minim de la 3.000 de lei brut la 3.300 de lei brut. Aici însă vom vedea că angajații care sunt plătiți cu minimul pe economie vor simți un plus de doar 90 de lei cu aproximație. Asta pentru că restul banilor merg către stat sub formă de taxe. În ceea ce privește salariul în construcții, care în prezent este de 4.000 de lei brut, acesta va crește la 4.450 de lei brut. Angajații din construcții însă nu vor simți nicio majorare, pentru că banii în plus vor merge către stat sub formă de contribuție la sănătate. Avem noi reglementări și pentru cei care lucrează în IT. Cei care depășesc pragul de 10.000 de lei vor plăti impozit pe venit de 10%. Vom vedea o noutate în acest act pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor. Tichetele de masă pot fi primite și sub formă de bani în mână, nu doar sub forma acelor carduri care sunt restricționate doar pentru plata alimentelor. Asta înseamnă că, în plus, cei care primesc tichete de masă, dacă i-ar primi, acești bani cash, ar câștiga aproximativ 700 de lei pe lună. De asemenea, reglementări noi sunt și pentru bugetari. Cei care au salarii de peste 8.000 de lei net pierd voucherele de vacanță. O să vedem aici o creștere de la 1.450 de lei. Voucherele de vacanță vor fi 1.600 de lei, pentru că ele vor fi taxate, se va reține contribuție la sănătate, prin urmare au majorat și valoarea voucherelor de vacanță, însă banii în plus nu ajung la român, ci tot la bugetul de stat. Există un spor pentru condiții vătămătoare, care în prezent este de 15% din salariul de bază, însă vedem că în noul act pus în dezbatere, sporul a fost plafonat la 1.500 de lei, indiferent ce salariu de bază ar avea un bugetar, nu va putea să încaseze mai mult de 1.500 de lei sub formă de spor pentru condiții vătămătoare. Guvernul pune și noi taxe. Vedem în ceea ce privește mașinile scumpe o taxă de 0,3% pentru mașinile care sunt mai scumpe de 75.000 de euro și la fel 0,3% pentru casele care sunt mai scumpe de 500.000 de euro. Vom vedea de asemenea că românii vor putea cumpăra anul viitor o singură casă cu TVA redusă de 9%. Pentru orice altă locuință vor trebui să plătească TVA 19%. Statul vrea să taxeze și veniturile care sunt nedeclarate și se va reține o taxă de 70%, dacă nu declarați venituri, 70% din aceste venituri care sunt găsite de către stat vor fi practic vor redirecționate la bugetul statului. În ceea ce privește firmele, avem noi reglementări și pentru oamenii de afaceri. Va fi vorba despre un impozit de 1% pentru firmele care au venituri de până în 60.000 de euro și acest impozit crește la 3% dacă veniturile firmelor depășesc acest prag. Dacă și marile companii vor fi taxate, se va stabili o taxă de 1% din cifra de afaceri. Băncile sunt și ele puse la plată. Au existat negocieri între Ministerul Finanțelor și reprezentanții băncilor și s-a stabilit că pe lângă impozitul de 16% pe care îl plătesc acum impozit pe venită, vor plăti și băncile 1% din cifra de afaceri. Sunt reglementări prin care guvernul își propune să aducă bani la bugetul de stat pentru a ține sub control deficitul și pentru care premierul va merge în Parlament și își va angaja răspunderea.